Salutare tuturor! Bine ați revenit! Vom începe astăzi o serie vis-a-vis de această perioadă a răcelilor. O serie de informații și de discuții și sper eu și sfaturi utile pentru majoritatea dintre voi vis-a-vis de cum să prevenim răcelile și cum să ne ferim de ele sau, din păcate, se mai întâmplă și să răcim noi sau copiii noștri și atunci ce să facem în aceste momente ca să ne ferim până la urmă corpul cât mai natural posibil. În acest sens, vă propun inclusiv o rețetă care ne va scoate din impas pe timpul iernii, o rețetă reinterpretată a supei cremă de ceapă franțuzească, doar este o rețetă pe care am îmbunătățit-o puțin, i-am dat un plus și de savoare pe de o parte, dar și de ingrediente care luptă și care combat răceala și care luptă practic cu virusii. Prin factorul antiinflamator, antiseptic și antimicrobian, pardon, pe care l-am introdus. Revenind la factorul de răceală, de ce? De ce răcim? Dincolo de faptul că noi suntem obișnuiți să spunem mi-a fost puțin frig, m-am răcit pentru că nu aveam șosete destul de groase, m-am răcit pentru că am stat pe ceva rece și așa mai departe. De fapt, noi ne îmbolnăvim, ne răcim din cauza virusilor și patogenilor care există și pe care îi preluăm din diferite zone, venite din exterior și datorită faptului că poate uneori imunitatea noastră nu este la standardele destul de ridicate ca să poată să facă față unui virus care intră în corpul nostru și ca să poată să lupte acele celule T, celule soldat, care întrege sistemul imunitar, să lupte cu acel virus. Și atunci, fiind imunitatea scăzută, cădem în răceală, să zic așa, sau în gripă, sunt destule de numiri pe care le cunoașteți cu siguranță. Eu astăzi vreau să vă explic puțin ce se întâmplă în momentul în care suntem răciți. Primul care este atacat este ficatul. Ficatul nostru, care în mod normal are ca factor, care are ca treabă, ca job, ca și serviciu, să trieze și să facă curățenie, mă rog, în ceea ce privește alimentele pe care le ingerăm. Și anume, în momentul în care noi ne alimentăm cu luăm o masă, ficatul este cel care triază toxinele, rezidurile, vitaminele, mineralele vor fi transpuse mai departe înspre celelalte organe. Iar în momentul în care ficatul nu funcționează la parametrii normali, atunci intervin, bineînțeles, acumulări de toxine, acumulări de reziduri, inclusiv mai departe în intestin, în sistemul digestiv sau chiar în sânge, din păcate. Și atunci, în momentul în care simțim că vine o răceală sau în momentul în care știm că urmează să vină toamna, frigul, iarna, mai departe, noi ceea ce putem face este, practic, să recurgem la o curățare periodică a acestui organ și, practic, o curățare internă, o curățare a corpului. Unii dintre noi fac acest lucru prin post, dar noi putem să mergem dincolo de asta și să ne facem un obicei în ne-a curăța corpul. Pentru că nu e așa cum ne spălăm hainele, cum spălăm exteriorul, avem grijă de exteriorul nostru, trebuie să avem grijă și de partea interioară. Și atunci, pornind de la ficat, ar fi unul dintre cei mai importanti factori. În momentul în care ne răcim, să zicem așa, ce putem face ca să ajutăm ficatul nostru, să ajutăm sistemul digestiv, pentru că acestea două sunt cele mai puternic afectate în momentul în care suntem răciți și virusii ne dau târcoale. Ei bine, un prim pas pe care putem face este să recurgem la câteva ingrediente, la câteva alimente care au efect puternic antiinflamator, pentru că în corpul nostru virusii practic produc inflamații la un anumit nivel. Și atunci intervin stările de oboseală, de febrilitate, care și febra până la urmă are rolul ei și este un sistem prin care corpul se apără. La fel, ca să ajutăm în acest moment, trec la rețeta mea și vă spun că unele și marea majoritate din aceste ingrediente sunt practic
alimente pe care vi le propun să le folosiți, să le aveți acasă în momentul în care sunteți răciți, să le puteți folosi și se pot combina în diferite moduri. Astăzi voi vorbi în primă fază despre zona de antiinflamator, antiseptic, antimicrobian prin ghimbir și curcuma sau curcuminul care este substanța activă. Din acest punct de vedere, noi vom introduce ca și element cheie partea de curcuma, de turmeric, în supa noastră de ceapă. Și apoi, al doilea element favorizant în lupta cu răceala este, bineînțeles, ceapa. Și eu am folosit pentru această rețetă cam 3 cepe de dimensiunea aceasta roșii și 3 de dimensiunea, practic, cât aș putea să țin eu într-un pumn, câte 3 din fiecare roșie și albă. Ceapa face parte din categoria sulfuroaselor, care este foarte important să știți de ce folosim ceapa. Sunt unii la cărora nu le place ceapa, dar vă spun, ar fi bine și indicat să o introduceți în alimentația dumneavoastră, pentru că acest simplu aliment de găsit în orice grădină, în orice piață, în orice supermarket, atât la noi cât pretutindeni, vă va furniza importanți flavonoizi, important este și sulful pe care îl conțin, care este atât de important în procesele noastre de detoxifiere, de curățare și mai departe de regenerare ale corpului nostru. Împreună cu ustroiul, cu prazul, fac parte din această categorie a sulfuraselor de care vă spuneam și le vom folosi și astăzi în rețeta noastră. Cu usturoiul împreună și cele două tipuri de ceapă. Avem curcuma, avem ceapa, mergem mai departe la zona crudă, pe care o vom lăsa crudă. Este vorba despre busuiocul proaspăt. Busuiocul face parte împreună cu tămâia din categoria alimentelor biblice. Și nu degeaba sunt de așa, au așa vechime, pentru că încă din vechime, din antichitate, din totdeauna au fost folosite ca adjuvanți în tratarea diferitelor boli, afecțiuni sau ca prevenție. Și noi, de data aceasta, îl vom folosi datorită puterii pe care o are, atât ca aromă, dar și în ceea ce privește antioxidanții pe care ne oferă și care ni se transferă în corp și ne vor ajuta la reducerea inflamației în momentul unei răceli. Mai departe vom avea cimbru, pe care îl vom folosi și care se știe că este un foarte puternic reglator al sistemului digestiv, un ingredient pe care este foarte bine să-l aveți în casă, pentru că ajută foarte mult la digestie și îl regăsim și în rețeta noastră. Mai departe vom avea un alt ingredient pe care practic este o rețetă propriu-zisă, dar de care vom discuta cu altă ocazie, și anume supa de oase. Supa de oase am preparat-o deja, eu o păstrez la congelator, o prepar din oase, diferite tipuri de oase și o prepar de ce? Pentru că împreună cu o ceapă, împreună cu o lingură de oțet de mere pe care le pun acolo, împreună cu câteva boabe de piper, împreună cu câteva foi de dafin pe care le voi folosi și în rețeta de astăzi și împreună cu legumele, leguminoasele și oasele de la animale pe care încerc să le găsesc din surse cât mai sigure și să fie de la animale care sunt hrănite cu iarbă exclusiv, vor cumula o rețetă, vor cumula o parte a altor rețete, practic o bază a altor rețete, a altor supe sau tocănițe puteți să faceți cu baza aceasta de supă de oase, va fi o rețetă în sine, va fi un aliment în sine pe care îl pot folosi inclusiv ca și monomasă. Cunosc persoane care adaugă sare, piper, lămâie și îl beau ca atare, ca și o masă caldă, ca și o gustare. Și de ce folosim asta? De ce insist foarte mult și pe supa de oase, mai ales în momentul în care vine frigul sau avem o răceală, simțim o răceală în corpul nostru? Mai ales atunci, pentru că este un furnizor esențial de colagen, care până la urmă ne ajută și la articulații să refacem starea aceasta de bine de care avem nevoie
și pe de altă parte este atât de bogat inclusiv în proteine, pentru că avem proteinele animale regăsite în această supă și ne ajută și la digestie, pentru că nu avem practic proteinele în stare solidă, ci lichidă. Și practic și supa noastră va avea tot o formă lichidă și atunci lăsăm practic stomacul nostru să digere mult mai ușor, îl lăsăm puțin în repaus și nu îl încărcăm, mai ales în perioada aceasta în care el ar avea nevoie și corpul nostru până la urmă are nevoie de energie mai multă ca să se refacă, să lupte cu virusii, să dea sistemului imunitar, sistemului circulator, sistemului articulațiilor să rezolve această problemă, dacă pot să-i spui așa, adică inflamațiile care există în corpul nostru în momentul în care suntem răciți. Și atunci, acestea fiind spuse, informațiile acestea cred că sunt deja de valoare în momentul în care suntem răciți și hai să facem și rețeta pe care o puteți folosi de fiecare dată când sunteți răciți și vă va da o stare de bine, va crește până la urmă puterea antiinflamatorie și antiseptică a corpului dumneavoastră. Bun, mergem să folosim ceapa, usturoiul, la care puteți adăugați și un cartof mic pentru partea de textură și să punem la fiert. Ok? Deci le puneți la fiert. Se fierb undeva la 10-15 minute. Este suficient. După care le vom așeza în blender.